Da, bună ziua! Astăzi am avut o zi încărcată. Ne-am plimbat foarte mult. Am fost de dimineață cu Natale la grădii. După am fost la piața Obor. Ne-am făcut acasă ceva să mâncăm rapid. După am fost la piața Mihai Viteazu. Am venit acasă, am pus video. Mami doarme, am vrut să zic să culcă. Angie s-o pus și ea cu fata și eu acum după ce am meditat mi-am făcut o cafea și vreau să spăl covorul care l-am cumpărat la bunica lui Angie. Ea avea acolo un covor mai vechiuț și nu arăta așa bine, era ros. Noi am găsit un covor repede pe internet care arăta bine. Am fost, l-am cumpărat, dar e destul de prăfuit și încerc să fac ceva din el, să văd dacă e ok sau nu. Sincer să spun, nici nu l-am întins până acum, acum mi l-a dat, așa l-am luat și acum să văd ce o să fac cu el. Dacă nu, mă gândesc să mă duc să-i cumpăr unul nou, dacă nu-i fain. Dar mă uit să văd dacă e ok sau nu. După ce l-am deschis și îl spăl. Vezi când ai cu cafea jos, Ciuciu. Ce e baiu? Ok, îmi beau cafea și după aia vă arăt și dumneavoastră ce am cumpărat. Astăzi n-am mai fost, adică Angie n-am mai fost la bunica ei. Am rămas acasă, am făcut o zi pauză și să spăl eu covorul și atunci de mâine mergem iară. Sâmbătă vreau să duc și pe un prieten de-al meu, Florin. Îl știți dumneavoastră că am fost la el la nuntă, acasă. Și vrem să dăm cu lavabil acolo. În bucătărie vrem să vopsim dulapul care l-are ea de bucătărie. Vrem să facem și în bucătărie ordine și mai este o cameruță acolo și baia. Deci mai este câteva zile să mergem să o ajutăm. Cu ajutorul Domnului reușim așa încet. Și acum vă arăt imediat după ce am băut cafeaua covrașul. La început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu. Prin el au luat ființă toate și toate se țin prin el. El e Alfa și Omega, e Fiul lui Dumnezeu. E cuvântul întrupat printre noi, plin de har și adevăr. El e Domnul domnilor, Împăratul cerului, El Shaddai din veșnicii. El Iisus, El e mana cea din cer, El e piatra din Betel, El e mielul lui Dumnezeu. El Iisus, El e Domnul domnilor, Împăratul cerului, El Shaddai din veșnicii. Piatra din Betel, e mielul lui Dumnezeu. El e
început era cuvântul. Cuvântul era Dumnezeu. În el au luat ființă toate și toate astea țin prin el. El e Alfa și Omega. Să-i pătrunzi
Te așteptăm să le arăți iubirea. Iubirea ta ce schimbă și astăzi vieți. Să se coboare slava ta, puterea ta cea mare. Și vrem ca azi și pururea să-ți aducem o sănale. Să se coboare slava ta, puterea ta cea mare. Și vrem ca azi și pururea să-ți aducem o sănale. Tine. L'altarul sfânt să ne primești și te chemăm din inima stăpâne. Rămâi în viața noastră să domnești. Să ne atingi prin Duhul Sfânt, cobori în cercetare. Să te lăudăm și al nostru cânt să străpungă zarea. Să se coboare slava ta, puterea ta cea mare. Și vrem ca azi și pururea să-ți aducem o sănale. O sănale. Siguranță, numele tău puternic,
simtă acasă. Rodul Domnul îl strânge, răsplătește-n sutii, pace și bucurie. Noi avem în bagaje, călător fi de rege, zburăm spre infinit. Pace și bucurie, noi avem în bagaje, călător fi de rege, zburăm spre infinit. Ne-ai dus și prin pustie, să biruim cu sorul. Ne-ai descoperit apa, că fără ea suntem morți. Ne-ai învățat ce răbdarea, când nu aveam siguranță. Numele tău puternic a stropit orice lanț. Ne-ai dus și prin pustie. Na, așa arată realizarea mea. Nu sunt mulțumit nu de lucru ce l-am făcut, nu sunt mulțumit de covor. Că eu l-am văzut în poză așa, cum e aici, vedeți, frumos. Și de fapt, uitați cum e aici, pe mijloc. Și-a fi fost sub modulă. Nu a costat mult, într-adevăr, la 50 de lei. Nu să am mari pretenții, dar nu arată cum a arătat în poză. Noi am mandat toată silința să fie curat. Acum o să se uște și o să-l duc la bunica. Aceasta este realizarea mea. Ok, vă las. Vă pup și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este